Tânărul din comuna Cetățene a ajuns în cursul nopții la unitatea primiri urgențe a Spitalului Municipal Câmpul Lung după ce prezenta simptome ale infectării cu virusul COVID-19. Acesta a fost preluat de cadrele medicale pentru testare, iar după ce au fost prelevate probe pentru a fi trimise la analize, a fost mutat într-un salon. Acesta nu a apucat să petreacă noaptea în spital pentru că a urmărit o ocazie pentru a ieși din unitatea spitalicească și a fugit. A fost anunțată poliția, iar oamenii legii l-au găsit acasă. Tânărul a motivat gestul spunând că s-a speriat și a fugit. Da, el s-a prezentat în 10.06.2020 la orele 00 și 19 minute, deci la după 12 noaptea, la compartimentul primii urgente și i s-a luat probele de sânge pentru analize, i s-a spus că dimineața o să i se facă și computer tomograf să vedem, să stabilească dacă are sau nu are COVID, că era suspect, și l-au îndrumat într-o rezervă după ce au luat probele de sânge. După ce i-au luat probele de sânge, s-au dus la laborator. În momentul în care a venit, s-a dus să-i spună să vadă dacă are nevoie de ceva. Și el nu mai era în rezervă. S-au dus, a întrebat la imediat la noi, la primiri, și zice, a ieșit afară, cred că poate fumează o țigară. Când se duce, el deja o luase, a strigat după el, deci și-a început să fugă. A fugit, imediat am armat și paza și apoi am stat la poliție. A stat la poliție, poliția l-a identificat, l-a adus a doua zi înapoi, i s-a făcut CT-ul, i s-a făcut tot ce trebuie și am înțeles că a fost transferat la spitalul de TBC de la Câmpul Lung. Așa am înțeles. Deci, asta a fost tot incidentul. L-a luat la fugă și la oameni. Și imediat am simțit poliția s-a dus, ziceți, la el, l-a readus înapoi și i s-a luat toate celelalte. Chiar și poliția a făcut o sesizare către noi și acum i-a răspuns. Că ne-a făcut ziceți, poliția, și pe de poliție, poliția municipală Câmpul Lung, poliția de postul de poliție Cetățeni, ne-a făcut adresa. Și noi am răspuns acum. Chiar în momentul ăsta am adresat. Potrivit informațiilor furnizate de prefectura Argeș, în ultimele 24 de ore, alte 3 persoane au mai fost sancționate pentru că nu au respectat măsura izolării. A fost vorba despre un bărbat de 29 de ani dintr-o comună din Argeș care a părăsit adresa la care figura în izolare, acesta fiind sancționat cu o amendă de 2000 de lei. Un alt bărbat de 38 de ani a fost depistat într-un oraș din Argeș, deși figura în izolare în alt județ. Acesta a primit o amendă de 1000 de lei. Un alt bărbat în vârstă de 51 de ani a fost depistat pe raza unui oraș din județ, deși figura în izolare în altă localitate. Față de ieri, în județul Argeș au mai apărut 2 cazuri noi de îmbolnăviri cu noul coronavirus, numărul total ajungând la 306. În spital sunt internate 135 de persoane, iar vindecate au fost declarate 140 de persoane.